venit la știri, doamnelor și domnilor, iată care sunt subiectele zilei. Tot mai mulți sibieni se îmbolnăvesc de afecțiuni respiratorii. În doar o săptămână au fost raportate peste 4.000 de viroze și 800 de pneumonii. Strada prelungirea Săcel arată ca după bombardamente. Trist este că asfaltul s-a distrus la doar câteva luni de când s-au recepționat lucrările. Dacă e prima zi de miercuri din lună, sună alarmele. Semnalele emise de către sirene în cursul acestei zile anunță alarme la dezastre. Chinghierii de mașini au ridicat în cursul anului 2018 peste 3.000 de autoturisme parcate neregulamentar. Măsura pare să nu aibă efect asupra sibienilor care parchează ilegal, în ciuda faptului că dacă le este ridicat autoturismul, trebuie să scoată din buzunar 600 de lei pentru a le recupera. Tot mai mulți sibieni se îmbolnăvesc de afecțiuni respiratorii. În doar o săptămână au fost raportate peste 4.000 de viroze și 800 de pneumonii. În județul Sibiu, numărul infecțiilor respiratorii acute a crescut cu peste 40% în ultima săptămână, fiind înregistrate 4.199 de cazuri. De asemenea, au fost raportate circa 800 de pneumonii. În doar o săptămână, aproape 4.200 de sibieni au bătut la ușile cabinetelor de medicină familială sau la cele ale camerelor de gardă din spitale după ce au avut simptome asemănătoare gripei. Din fericire, mulți dintre ei au fost diagnosticați cu viroze și au fost trimiși acasă cu recomandări și rețetă. Cele mai multe îmbolnăviri s-au produs pe segmentul de populație activă. Tot cei cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani au fost cei mai afectați și de pneumonii. În ultimele zile, medicii de familie au raportat un număr de 806 cazuri de îmbolnăvire. În 23% din numărul total al cazurilor, medicii au recomandat tratamentul în spital, așa că pacienții bolnavi cu vârste de 65 de ani și peste au fost internați. Este record de îmbolnăviri. În ultimii ani nu s-au mai înregistrat peste 4.000 de viroze, iar numărul pneumoniilor nu a trecut de asemenea de 800 de cazuri. Pentru a preveni îmbolnăvirile, sibienilor li se recomandă să poarte măști atunci când ies în public, să respecte cu strictețe regulile de igienă personală, să evite contactul cu persoanele bolnave și să se prezinte la medic încă de la primele simptome ale bolii. Strada prelungirea Săcel arată ca după bombardamente. Trist este că asfaltul s-a distrus la doar câteva luni de când s-au recepționat lucrările. După ani de zile în care au făcut potecă până la primărie, cerând să fie asfaltată și strada lor pentru că și ei sunt plătitori de taxe și impozite, locuitorii străzii prelungirea Săcel au primit cu nespusă bucurie anul trecut semnarea contractului de asfaltare și începerea lucrărilor. Bucuria lor însă nu a durat decât câteva luni și asta pentru că, deși a fost recent modernizată strada, considerată una dintre cele mai scumpe investiții de infrastructură rutieră ale anului trecut, arată ca după trecerea tancurilor. Asfaltul s-a desprins pe margini. Dacă e prima zi de miercuri din lună, sună alarmele. Semnalele emise de către sirene în cursul acestei zile anunță alarma la dezastre. Sirenele de urgență din județul Sibiu au fost testate din nou în cursul zilei de astăzi, 6 februarie, în cadrul exercițiului Miercurea Alarmelor, simulare ce are loc la nivel național în fiecare primă zi de miercuri din lună. Mijloacele de alarmare publică au emis semnalul alarmă la dezastre, format din 5 sunete, a câte 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Sunt aproape 2 ani de zile de când în fiecare prima zi de miercuri a lunii se fac teste de funcționalitate a sistemelor de alarmare și de conștientizare a populației cu privire la mesajul pe care îl transmit semnalele sonore. Conform legislației din țara noastră, sunt 4 tipuri de alarme, fiecare definită printr-un anumit tip de sunet. Vorbim aici despre alarma la dezastre, prealarmă aeriană, alarmă aeriană și încetarea alarmei. Alarma la dezastre, cea care a fost utilizată miercuri, emite 5 sunete de câte 16 secunde cu pauză de 10 secunde între ele. În cazul alarmelor simple și 5 sunete de câte 8 secunde cu pauză de 5 secunde între ele în cazul alarmelor cu aer comprimat. Încetarea alarmei presupune un sunet continuu timp de 2 minute la alarmele simple, în timp ce la cele cu aer comprimat durata se reduce la un singur minut. Hinghierii de mașini au ridicat în cursul anului 2018 peste 3.000 de autoturisme parcate neregulamentar. Măsura pare să nu mai aibă efect asupra sibienilor care parchează ilegal, în ciuda faptului că dacă le este ridicat autoturismul, trebuie să scoată din buzunar 600 de lei pentru a-l recupera. Pe tot parcursul anului 2018 au fost ridicate peste 3.000 de mașini, mai mult decât dublul celor care au fost ridicate în 2017. Măsura adoptată inițial pentru a disciplina traficul în zona centrală a ajuns să nu fie luată în seamă de către sibieni, chiar dacă aceștia trebuie să scoată din buzunar 600 de lei pentru a-și recupera autoturismul. O persoană căreia i-a fost ridicat autoturismul va fi nevoită să plătească o taxă de 600 de lei
aceasta fiind compusă din taxa de ridicări de 350 de lei, taxa de transport de 100 de lei și taxa de depozitare 150 de lei pe zi. Ridicările auto au vărsat totuși în vistieria locală aproximativ 1,4 milioane de lei. Cei mai mulți bani au fost plătiți de către cei ai căror mașini au fost duse în spațiul de depozitare din curtea DPC inițial și mai apoi din luna noiembrie anului trecut în locația de pe preot Baca. A crescut numărul de nașteri de la Sibiu. În prima lună a anului au venit pe lume 268 de copii, cu 17 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. A crescut numărul de bebeluși aduși pe lume la Sibiu. În prima lună a anului au fost aduși pe lume în maternitatea sibiană un număr de 268 de bebeluși. Prima lună din acest an a adus mai mulți copii nou născuți la maternitatea din Sibiu comparativ cu luna ianuarie anului anterior. S-au înregistrat 262 de nașteri și 268 de nou născuți, întrucât au existat 4 sarcini gemelare și una de tripleți. Numărul... La mine merge, da. Din cei aproape 270 de bebeluși veniți pe lume la Sibiu, 122 sunt fetițe, iar restul sunt băieței. Medicii spun că de când s-a modernizat maternitatea, a crescut foarte mult adresabilitatea către Spitalul Sibian. Practic, aici vin să nască femei din Vâlcea, Alba și chiar Brașov. Media anuală a bebelușilor veniți pe lume în maternitatea Sibiu este de 3.000. Unul dintre cei doi școlari care au participat la Olimpiada Științele Pământului s-a întors acasă premiat. Băiatul a obținut mențiune pe clasamentul general și medalia de argint la proba de fizică. Octavian Iang, unul dintre cei doi tineri de la Colegiul Lazar care au reprezentat Sibiu la Olimpiada Interdisciplinară Științele Pământului, a reușit să obțină și premii. Băiatul, elev în clasa a 10-a, a trecut cu bine peste cele 8 probe ale competiției, obținând peste 127 de puncte. Rezultatul l-a plasat pe locul 15 din 108 și a adus mențiune în clasamentul general. De asemenea, elevul a reușit să obțină și medalia de argint la proba de fizică. Concursul, ajuns la ediția cu numărul 23, s-a desfășurat în Suceava. Accident grav pe strada Plopilor din Cluj-Napoca. O șoferiță de 19 ani a spulberat o femeie pe trecere. Victima are 28 de ani și este din municipiul Mediaș, județul Sibiu. Conform oamenilor legii, o tânără de 19 ani din Baia Mare, în timp ce conducea un autoturism pe strada Plopilor din Cluj-Napoca, ajunse la trecerea pentru pieton din dreptul sălii sporturilor, nu a acordat prioritate de trecere unei femei de 28 de ani din municipiul Mediaș, județul Sibiu, angajată regulamentar în traversarea drumului și a accidentat-o grav. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, fapte prevăzute și pedepsită de codul penal. Acțiunea ale poliției locale în Alba Iulia, cei care aruncă deșeuri pe domeniul public riscă amenzi între 100 și 300 de lei. În ultimele două săptămâni, polițiștii din cadrul poliției locale au acționat pentru depistarea persoanelor care depozitează gunoiul pe domeniul public al municipiului Alba Iulia. Intervenția acestora a avut drept scop identificarea și sancționarea persoanelor care nu respectă prevederile hotărârii Consiliului Local 368 din 2005, modificată. Au fost depistate 5 persoane fizice care nu au respectat normele legale, aruncând diferite resturi pe domeniul public, în acest sens fiind aplicate 3 amenzi și 2 avertismente scrise. Poliția locală Alba Iulia trage atenția că, potrivit legii, este interzisă aruncarea sau abandonarea de orice deșeuri pe domeniul public, aceasta constituind contravenție, și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 și 300 de lei pentru persoanele fizice și între 300 și 500 de lei pentru persoanele juridice. Percheziții în 2 localități din județul Mureș la locuințele unor persoane bănuite de furt. 6 bărbați au fost reținuți, iar ulterior 2 dintre aceștia au fost arestați preventiv. Polițiștii din Mureș au efectuat 10 percheziții domiciliare pe raza localităților Ogra și Sân Paul. Au fost vizate mai multe persoane bănuite de săvârșirea de infracțiuni de furt calificat. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, a reieșit faptul că în perioada 28 decembrie 2018-4 ianuarie 2019, persoanele în cauză ar fi pătruns pe timp de noapte prin folosirea de chei potrivite într-un imobil de unde ar fi sustras o mașină de spălat rufe, 2 șeminee pentru încălzit și o pompă submersibilă, cauzând un prejudiciu de aproximativ 2000 de lei.
Totodată, polițiștii au constatat că în noaptea de 28 spre 29 ianuarie, mai multe persoane ar fi sustras din casa scărilor unui imobil din localitatea Cristești 4 biciclete, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1500 de lei. În urma efectuării perchezițiilor domiciliare, polițiștii au identificat bunurile provenite din comiterea furturilor, prejudiciu cauzat fiind astfel recuperat în totalitate. Tragedie feroviară la Medgidia. Un bărbat a fost lovit mortal de un tren de marfă ce circula pe direcția Constanța-Fetești. Polițiștii de la Transportul Constanța au fost sesizați că în stația Medgidia un tren de marfă care circula între Constanța și Fetești a lovit o persoană la ieșirea din stație. Mecanicul a declarat că bărbatul mergea pe firul de cale ferată și cu toate că a frânat în momentul în care l-a văzut, nu a mai putut evita impactul. Bărbatul a fost declarat decedat de către echipajul medical sosit la fața locului. Victima are aproximativ 50 de ani și nu i se cunoaște deocamdată identitatea. Chimenul ocupa un loc fruntaș printre plantele aromatice folosite în bucătăria internațională, dar are și multiple calități terapeutice. Infuzia de semințe de chimen stimulează digestia, echilibrează flora intestinală și scade colesterolul. Chimenul este o plantă ierboasă din familia pătrunjelului, care crește în regiunea de deal atât spontan cât și în culturi. Semințele sunt lunguiețe, ovale și cafenii la culoare, au o aromă ușor dulce și înțepătoare, iar gustul este picant. Se folosesc mai ales în prepararea pâinii de secară, a mâncărurilor pe bază de varză, a supelor, dar și la unele aperitive cu brânză. Chimenul este bogat în minerale, vitamine, antioxidanți și fibre. Infuzia de chimen este eficientă împotriva răcelilor și este un bun stimulant digestiv pentru lipsa poftei de mâncare sau calmarea colicilor la bebeluși. Are efecte antiinflamatoare puternice, ajutând la echilibrarea florei intestinale. Stimulează producerea sucului gastric, calmează și relaxează intestinele. De asemenea, infuzia de chimen reglează ritmul cardiac, scade colesterolul rău, ajută la eliminarea viermilor intestinali și la absorpția fierului în organism. Trebuie menționat că această plantă, consumată în cantități mari, poate deveni toxică și poate avea efecte negative asupra sistemului digestiv. Ceaiul de chimen nu este recomandat femeilor însărcinate și nici celor care suferă de epilepsie. Ellie White își face grădină bio în curtea casei. Solista a cumpărat deja semințe de legume, iar din primăvară le va planta în curte alături de puieți de pomi fructiferi. O ușă închisă de prea mult timp, te rup pe mine și nimic, nimic nu simți de zile întregi când vorbesc. Este preocupată de un stil de viață sănătos și face tot posibilul ca de fiecare dată când merge la cumpărături să achiziționeze preparate de la raionul bio. Cum prețurile la aceste produse sunt destul de piperate, artista a decis să își construiască propria grădină bio chiar în curtea casei. Vreau să le ofer celor mici mâncare sănătoasă și de cele mai multe ori alegem produsele bio. Fie le cumpărăm de la producători locali din piețe, fie de la raionul bio de la supermarket. Prețurile sunt însă destul de mari, iar unele produse sunt ridicol de scumpe. Casa în care locuiesc are o curte suficient de mare, așa că de la primăvară vreau să amenajez o grădină cu fructe, legume și zarzavaturi bio, a declarat Ellie White. Cu această ocazie, artista își va învăța copiii să mănânce sănătos și totodată să aprecieze munca depusă pentru tot ceea ce consumă. Voi transforma tot acest proces într-unul educativ și o să plantez semințele alături de cei mici. Astfel, ei vor învăța cum să facă lucruri practice și le voi povesti totul despre legume și fructe. Am cumpărat deja semințe de varză, de roșii, ardei și vinete și vom cumpăra puieți de măr și păr, iar din primăvară vom ara o bucată de teren pentru a planta totul. Vreau ca Mihai și Maria să deprindă încă de mici obiceiurile sănătoase, a spus Ellie White. Nu uitați, ne puteți vizita și pe site-ul nostru evenimentsibiu.ro. Sunt Monica Chiseliță și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. La revedere!